grădina botanică din Cluj și vom vedea câteva poze care le voi face eu. Bă, de bună voie și ne strigă nimeni. Aici vedem o seră, nu pot să o filmez acum, dar o să... Nu pot să întorc camera să puteți vedea sera. Adică aceasta este sera, o vedeți aici. Avem aici un monument istoric, care se vede un pic din, nu vreau să zic, un pic din, așa, din sfârc. Nu e frumos așa ceva, nu, chiar nu e frumos. Și mai este pe aici o grămadă de chestii foarte frumoase care îmi plac. Uai, ce mișto eu, știi, aici, uite. Am pus niște pietre așa aruncate aici. Aici. S-o grămadă de pietre aruncate așa, pe lângă seră. Da. Și vedem aici un părculeț foarte frumos. Uai, ce tare. M-am uit pe aici, că prima oară când vin aici în Cluj. Și am zis să vizitez grădina botanică. Aici, vă, cum se vede, este un foișor. Care, vă, cum se vede, o să merg în jos. Să vă arăt că a înghețat, râu. Este foarte înghețat râu. Da, spuneți, vă rog. Domnul regizor, stați un pic să arăt la lume că a înghețat râu aici. Aici, vă, cum se vede, s-a înghețat râu. A înghețat. Acesta este foișorul care se vede de acum. Acum voi merge la SR. Important e să fie deschise, că n-am venit degeaba până aici. Programul spune că este până la ora 3. Și ce sunt acolo, Cosmin? Plante exotice. Readuce și adaptarea de Ion Sclavu. Aici e un panou foarte mișto cu... Asta, ce face asta? Fură asta. Cioara asta fură. Uai, ce mișto e pe aici. Poteca. Potecos. O să avem ceva de urcat nostru acolo, așa că ne vom vedea acolo. Am ajuns la SR. După cum se vede aici, e semnul. Spre SR. Urcăm în sus pe aceste scări. E ceva de urcat. Uau! Să ajungem la SR. Hai, repede! Că ora trei închide. Uau, uitați câta sera. Uitați câta sera, uitați. Câta sera. Eu n-am mai făcut de mult un vlog așa, pentru că nu prea am avut timp, muncă foarte mult, obosit și nu puteam să fac videoclipuri care puteți să vedeți voi. Pentru că, nu, știți și voi bine, când muncești și trebuie să te odihnești, să și la sport și... Faci cumva de chestii. Acum vom intra la SR. Să vedem serile. Am ajuns în sera tropicală și vom merge să vedem tot ce trebuie pe aici de văzut. Coborăm ușor, uai, ce mișto pe aici. Da, și bunică mai avea un dost așa. L-avea direct în bucătărie. Uai, ce mișto pe aici. Ah, da, acolo pot să mă suie sus, dacă mă întrebați. Oi, aceste plante foarte gigante. Citim un pic despre acest palmier. Palmierul este palmierul de ulei, oil palm, așa scrie în asta, în engleză.
Fructele palmierului de ulei african este specific Guinei, dar în prezent foarte răspândit în cultura, nu, în cultură întinse în Africa și în America. Sunt bogate în substanțe grase, negri, scoțându-i un adevărat dar al naturii. Deci, înseamnă că este ceva de acest palmier. Aici cât de sus este această seră. No. Vom merge în următoarea seră. Vedem ce este acolo. Aici este un Nolina. Nolina, n-am auzit niciodată de acesta. Dar l-am văzut de teori. Prin, nu știu, prin videoclipuri, prin toate cele. Trinax. Mă, nici să pronunț măcar ăsta. Uitați cât de frumos este aici. Aici scrie... No. Haim Nathul. Din Africa. Mă, ce denumire are. Și nu poți să le pronunți. Uai, uitați, da. Aici avem un pers american, arborele avocado. Uai, cât de frumos. Ce păsărirea mea lipsi aici și asta ar... Uitați de mare ce asta. Niște păsări ce ar mai lipsi. Păsărele, să nu vă gândiți la prostii. Care știe ce este floarea aceasta, îi voi da 10 lei. Phoenix. Phoenix, ăsta a jucat în ceva, într-un film, Phoenix ăsta, că e prea mare. De aici se iau... Nu, de aici se ia apa. Pentru plante. Masire. Aici avem un... Nu, încă un Phoenix. Avem mulți de Phoenix. Aici Alpsohila, Australis. Și asta... Frumos, frumos. Ce scrie aici? Mimi sau Mami? Mami scrie. Cu inimioare, cu dalea. Dar nu sunt așa îngrijite plantele aici. Nu sunt îngrijite astea aici. Nu prea sunt îngrijite. Nu prea are ce să le facă. Ce să le facă? Ce îngrijite? Un om să vină să vei mai de apă. Ăsta l-a tăiat. Dar majoritatea din Africa. Și aici se termină. Cred că prima seră se termină aici. Că mai este ceva. O să vă arăt în continuare.